De mai bine de un an, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, operatorul de salubritate este în strânsă colaborare cu primăria, implicându-se în conștientizarea populației pentru a colecta selectiv peturile. Ministrul Mediului a fost impresionat de faptul că Mehedințiul are printre cele mai performante sisteme de management ale deșeurilor. Una dintre cele mai acute probleme legate de protecția mediului, atât pentru România cât și pentru celelalte țări, este reprezentată de generarea deșeurilor în cantități mari. De mai bine de un an, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, operatorul de salubritate este în strânsă colaborare cu primăria, implicându-se în conștientizarea populației pentru a colecta selectiv peturile. Primarul Marius Creciu a acordat o importanță deosebită implementării și realizării activității de colectare selectivă și a posibilităților de reducere a cantităților de deșeuri depozitate pentru protejarea mediului și îmbunătățirea calității aerului. De asemenea, reprezentanții operatorului de salubritate afirmă că severinenii au înțeles importanța colectării selective, însă există o problemă în zona blocurilor. Bine știți, de ceva timp, de un an de zile, mai exact, am început o amplă campanie, un amplu proiect de colectare selectivă a deșeurilor. În ceea ce privește gradul de colectare, pot să vă spun că el zi de zi crește. Într-un final, cetățenii care locuiesc în zona de case au înțeles importanța colectării selective, importanța pe care o are un deșeu reciclat și pun selectiv deșeurile. În zona de blocuri, în momentul de față, mai există probleme. Probleme mari, deoarece acolo cetățenii încă nu au fost de acord, ca să spun așa, nu au reușit să pună selectiv deșeurile. Chiar dacă țarcurile au pubele separate, există pubele albastre, pubele galbene, pubele verzi pentru fiecare tip de deșeu, din păcate deșeurile nu sunt precolectate așa cum trebuie. Cetățenii sunt încântați de această inițiativă, fiind conștienți că fiecare dintre noi poate colecta selectiv. Chiar este indicat să ne implicăm personal în această activitate și să învățăm să aruncăm deșeurile în recipientele destinate fiecărui tip de gunoi. În România, culorile desemnate pentru colectarea selectivă sunt următoarele: galben pentru colectarea plasticului și a metalului, albastru pentru colectarea hârtiei și a cartonului, verde pentru colectarea sticlei. Aveți despre faptul că în Drobeta-Turnu-Severin se colectează selectiv. Bună treabă, să știți, că le puneam în tomberon și se umplea, se făcea dita mai și mai dădea și pe din afară și mai bine a făcut ca să făcut treaba asta. Că veniți cu mașina asta și le luați. Ministrul Mediului, Tanțoș Barno, prezent în județul nostru cu ocazia proiectului Via Transilvanica, a adus în discuție importanța selectării și colectării deșeurilor, apreciind faptul că Mehedințiul are printre cele mai performante sisteme de management al deșeurilor. Acesta a vizitat halele de la Malovăț și a observat circuitul deșeurilor. De la intrarea în stație, reciclarea fracțiilor uscate și obținerea unui îngrășământ din fracțiile umede în stația de tratare. Am avut câteva ședințe de lucru cu domnul președinte și cu domnul prefect, cu domnul primar. Am dezbătut mai multe aspecte legate de probleme de mediu în județul Mehedinți. Îmi place foarte mult faptul că acest județ are un sistem de gestionare deșeurilor performant, un sistem care a costat mult, dar care oferă cele mai bune soluții și este printre puținele județe care are un flux tehnologic perfect, aproape pus la punct. Dar mai lipsește un pas. Lipsește pasul de conștientizare la nivelul cetățenilor a necesității colectării selective. Serviciile de salubrizare trebuie să fie îmbunătățite și aici deja lucrurile depind de implicarea primarilor și de schimbarea de mentalitate la nivelul cetățenilor. Aveți un sistem bine pus la punct, aveți firme de salubrizare care își fac datoria, dar trebuie plătită taxa de gunoi. Pentru că fără plata acestui serviciu, serviciul nu va putea funcționa și trebuie colectat selectiv din casă în casă, din poartă în poartă, în spatele fiecărui bloc, gunoiul, deșeurile. Colectarea selectivă va oferi
o șansă unică pentru acest județ de a face reciclare undeva la 30-40% și deviere de la groapă de până la 80%, chiar peste 80%. Sunt puține județe încă o dată care au această infrastructură performantă și le recomand tuturor cetățenilor din acest județ să folosească această oportunitate de a colecta selectiv deșeurile și de a avea grijă de mediu. Investiția Consiliului Județean Mehedinți în implementarea sistemului de management al deșeurilor ne plasează în topul județelor la nivel național. Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, împreună cu separarea și procesarea unora dintre componentele deșeurilor. Există nenumărate beneficii pe care acest proces le aduce comunității și planetei.